Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salut, oameni, mulți ajuns sunt Nani și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Clash Royale. Știu că seria noastră de Clash Royale nu e cea mai apreciată serie de pe canalul nostru, Mirific și Minunat, dar este o serie care o fac oricum ocazional, atunci când mai strâng câte ceva și am ceva să vă arăt. Băi, am luat și eu noul emoji de la noul turnament și anume ăsta, dar nu știu unde pui mei, eram aici. Ia să vedem. Ăsta, uite. Cu prințul când plânge, prințul găleată. Băi, băi, vreau să apăsați butonul de like dacă vreți să mai facem episoade de Clash Royale. Nu uitați să descrie, găsiți mărciuri cu lectură de la A la Z, mai multe modele. Dacă vă cumpărați ceva, să îmi dați tag pe story atunci când ajung la voi și o să vă dau repost. Da, am luat și noul turn, bine, mă rog, nu l-am luat, dar o să-l luăm astăzi și emojiul ăsta. În curând urmează Global Tournamentul Curios ce fac. Am reușit cu noul meu clan să strâng Hog Riderii de care am nevoie, eram cum mă costă 50.000 să-l fac de level 12. Sper că astăzi să reușim să facem toți bănuții. Am și un legendary chest, sunt curios câte legendare o să ne pice astăzi. De aici o să ne pice, cred că clar, una. Hai să vedem, începem cu cele mai proaste chesturi și anume ăstea, cu Mega Minion și toate nebunile. O să-l dau și mai încet un pic să nu cumva să avem probleme. Bă, da, se vede ok, e ok. Hai să vedem. O să încercăm să deschidem totuși un pic, un pic mai repede, ziceam că le deschidem, pentru că avem destule. Clone, X-Bow, baloane. Oho, pot să fac balonul de level 11, cred. Ia stai să luăm și chestiile astea ca să poate mai deschidem un chest, dar aparent nu avem. Sau e posibil să avem? Ba, da, avem. Încă un chest? Bă! A, coroanele astea în partea cealaltă, nu stai aici, super. Ok, bă, următorul chest cred că ar fi... Stai să vedem de aici, avem 5.000 de bănuți, avem un token din ăsta, un epic token, nu e cine știe ce, încă un epic chest. Bă, mi-a picat ceva epice. Eu nu prea folosesc epice oricum, deci nu știu ce să zic, încă 5.000 de bănuți. Adică am câteva epice, dar nu am un pachet cu alea. Oh, am de ales. Bă, o să iau Black Prince-ul. Mi-mi place foarte mult, sunt foarte bune. Uși, un legendary chest. Ia să vedem ce legendară ne pică nouă de aici, băieți. Legendară! Mega Knight, Mega Knight. Electro Wizard-ii. Ah, da, îl încoași pe ăsta, deși nu folosesc eu Electro Wizard-ul. Bine, nu-l folosesc din cauza că l-am foarte mic. Oh, încă un Giant Chest, mai am unul. Ia să vedem asta ce ne pică. Știu că pică mulți bani de obicei. Fire Spirits, Mirror, Elite Barbs și Goblin Hat. Bă, nu folosesc nici Elite Barbs, nici Goblin Hat, dar o să vedem. Iarăși un Giant Chest. 2900, Ice Spirit, Goblin Giant, Cannon și Elixir Golem. Nici de aici nu folosesc nimic și hai să vedem și ăsta. Ce avem aici? 7600 gold, bă, ești nebun! Ăsta cred că e cel mai mare chest care... Poate pica, ai frate, dai toate ăștia... Legendară! Bine, cred că era de așteptat că o să-mi dea legendară, dar spune ce legendară ne dă. Și nu știu ce să schimb. Prințesica. De ce level o facem? Bă, o să schimb Prințesica, clar. The Log. Dăm un Mega Knight, te rog, un Mega Knight. Un Mega Knight, frate! Și ceva, o să schimb și ăștia. Valkyriile nu-s rele, dar... Ăsta-l folosesc și pe ăsta, hai să vedem. Mai bun, dar prințul, nu știu ce să fac cu asta, mi-e frică că-mi dă altă legendară. Hai să mai schimb o dată. Night Witch, fuck! Nasol. Îmi place că mă enervează că ne-am împărțit în rare multe. Dar oricum. Bă, asta a fost momentan și mai avem aici, băieți, la Battle Pass, ia uite așa avem noi la Battle Pass, avem toate nebuniile din lume, 10.000 de bănuți, o să avem foarte mulți bănuți, deci o să facem o grămadă de bani, o să vreau să schimbăm Goblin Hat-ul ăsta, dacă totodată am avut șansă să schimbăm, ia să vedem ce ne dă, mi-a dat din ăla, ok, chest, și ăsta, pe ăsta vreau să schimbăm. Inferno Tower merge, schimbă și pe ăsta, nu prea contează. O să dureze ceva episodul ăsta, băieți, o să încerc să-l fac mai scurt, dar nu știu ce șanse o să avem, pentru că oricum avem foarte multe chesturi de deschis. Bă, ăștia vreau să le schimb. Vreau Wizard ceva să fac. Bun, și Inferno Tower-ul, deși nu-l folosesc. Cu tokenurile ăștia, sincer, nu prea știu ce aș putea să fac. Poate să schimb cu voi niște cărți. Oh! Legendară? Da, mă, poate să-ți dea și legendară din ăsta. Deci nebun, ia treia legendară. Graveyard. Super. Schimbăm ăsta. Și legendară. Hai, te rog, dăm ceva. Bă, nu-mi dă niciun Mega Knight. Bă, ești nebun, nu știam că poate să pice și din ăștia legendare. Adică data trecută în episodul ăla nu a picat niciuna. De-aia am crezut că nu se poate. Zep.
Am avut un pic de emoții cu balonul ăla. Hai să mai schimbăm ăsta. Dar nu mai dă Hog Rider deloc și cu, și cu Wizards. Nasol. Ia să ne din ăsta. Îmi dă doar, doar rare. Tombstone nu. Mega Minion nu. Hei, nu vrei tu să-mi dai Wizard Hog Rider de ăștia. Bănuți, ca de obicei, și 13 rare. Dăm Hog Rider, dăm... Nu... Știi ce, o să merg pe gigant, deși nu-l folosesc, dar na. Bănuți iarăși. Am făcut deja 80.000 de bănuți. Bă, am făcut ceva bănuți. Bine, am completat și relativ repede toată chestia asta. Bom Taurul, te rog, nu. Deci băieți, nu vrea să-mi dea nici Hog Rider aparent și nici... nici ăla, cum se numește, mă... Wizard. Ăsta-l schimb. Goblin Barrel. Hai să păstrăm Goblin Barrel-ul. Ăsta nu. Ăsta e ok. Goblin Barrel-ul este o carte bună. Nu o folosesc eu și din cauza faptului că nu prea o am evoluată. N-am ce să schimb aici. Iarăși un token din ăsta aiurea. Ia să vedem aici, schimbăm ceva. Rachetele doar. Inferno Tower. Deci băieți, nu mai am nici măcar un Wizard sau Hog Rider până acum. Luăm skin-ul de turn. Nu mă interesează skin-ul de turn, lasă-mă să mă duc în continuare să-mi iau reward-urile. Ia să vedem... Battle Healer. Bă, Battle Healer-ul ăsta e mișto, el ca și carte... Oh, Hog Rider, în sfârșit, dar doar 12. E mișto ca și... ca și ăsta, cum se numește, ca și carte, dar trebuie să ai un pachet mai special, între ghilimele, pentru el. Oh, golem. Damigiana, nu, Valkyria. O să păstrez Valkyria. Hai de aici. Comune doar, o schimbăm asta. 8 Hog Rider, bun. Bun, dă-i încoa. Așa, 12 Fireball-uri. Îmi place, nu prea-mi place mie, Wizard, nu prea-mi place mie Fireball-ul, să fiu sincer cu voi, pentru că... știu că ar trebui să am și un spell, dar Hog Rider-ul, sincer, mi se pare cam de pussies, să zic așa, și nu prea-l folosesc eu. Porcia sunt ok. Avem și Elixir Golem din ăștia. Nu. Battle Ram-ul, lasă-l. Că e ok, deci de-abia acum a început să mai îmi dea, deci 3.000, eu cred că 30.000, ești nebun. Mă și speria asta. O, încă o legendară, băi, avem 4 legendare, ești nebun. Dăm, te rog. Nu, dăm Mega Knight. Pot să fac Wizard-ul de 11, dar vreau Mega Knight. Deci dacă nu-mi dai Mega Knight de aici, te. Ah, dar l-am făcut de 11, ce prost sunt. Na, n-are nimic. Ia stați un pic, de cât am Mega Knight-ul? Aici, o să vedem Mega Knight-ul de 11 și câte ne trebuie pentru el? 10. Aha, hai că fac eu Mega Knight-ul dacă e mai mare, băieți. Bă, deci ne-a dat 4 legendare până acum. Sincer, sunt destul de uimit. Să schimbăm și asta, poate ne dă altceva. Sunt destul de uimit pentru că... Zepuri răzbune. Data trecută nu ne-a dat niciuna, iar acum deja am luat 4 sau 5, trebuie să mă uit. Nici nu mai știu sigur. Zepiz, Elixir Golem, Bomb Tower. Ok, lasă-l așa. Ăsta nu ne trebuie. Bine, adică ne trebuie, dar... Așa, 13 giganți. Hai să schimbăm giganții. Battle Healer, nu. Trăznește-i, dă-l în mamele lui. Asta este doar de epice. Nu-mi place Rage-ul. Nici ăsta, nici ăsta. Witch-ul este ok. Hai să schimbăm ăsta. Lightning, ok. Mă, băieți, știu că durează foarte mult să deschidem ăștia și încerc să mă grăbesc cât de mult pot, dar... vedeți și voi că... nu ne dă ce vrem, dacă ne-ar da mai repede ce am vrea, n-am mai stat atât. Suntem deja de-abia la 17, gândiți-vă. Bine că am mers mai repede puțin decât de data trecută. Nici nu vreau să merg prea greu pentru că nu vreau să vă plictisesc, sincer. Wizard, bun. Dar sunt foarte multe de deschis. O să schimb Tombstone-ul și cu ăsta. Cred că mai degrabă ăsta. Poate îmi dă și mie niște knights. No, nu vreau să-l fac și eu de 13, că l-am doar de... doar de 11, de doar de 12, pardon. Fireball-ul nu-mi place. Așa, Hog Rider, bun, păstrează-i. Știu că o să-mi trebuiască foarte mult Hog Rider să fac de 13, dar am mai prins și un emoticon nou cu prințul. Mișto, emoticonul cu prințul. O să schimb tot ăștia, poate îmi dă și mie knights. Dar cred că comunele le faci cel mai ușor, sincer, de level mare, așa că, sincer, nu ar trebui să te axezi prea mult pe comune. Bun, Wizard. Hai să mergem aici, la următorul. Zepuri. Și Ice Golem. Bă, o să las Ice Golem-ul, că-mi place.
Rage-ul, nu, nu. Și nici barbarii în logo ăsta e ok, dar nu, nu face mie plăcere cu el nici ăsta. Baloanele, lasă-le. Golemul al mare, hai, lasă, să vedem așa ce facem. Oricum primim foarte multe cărți, băieți, foarte, adică chiar nu mă așteptam, sincer, la atât de multe cărți. Valkyrie, las-o așa, decât și am primit decât un wizard. Chiar nu mă așteptam la atât de multe cărți. Knight și Zeppi, Zeppi-urile nu-mi plac, adică nu sunt rele, dar se scot destul de ușor și damage foarte puțin. Ice Golem, lasă-l și pe ăsta. Mamă, deci avem atât de multe cărți, băieți, aici decât pe ăsta, pot să-l schimb. Nu, 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 nu. Aia este, încă unul, hai! Battle Ram-ul, deci l-am schimbat, că mie îmi place Battle Ram-ul. Ia să vedem. Valkyrie, lasă Valkyria. Bă, Valkyria, sincer, e o carte pe care eu nu suport. Bă, și nu cred că, dar nu suport gen, că îmi place ca și carte, nu suport din cauza că e foarte bună. Din cauza asta nu suport. Și mă enervează chestia asta, pentru că eu nu joc cu ea, pentru că nu am suficient de mult, bă, decât 11 Wizards, nu, nu am suficient de mult evoluată și chestia asta mă enervează, știi? Că alții joacă cu ea pentru că au evoluată și e chiar bună, adică, bine, la cât am jucat și la cât mă enervează, am învățat destul de mult să-i dau counter, să zic așa, dar tot mă enervează. Băgăm aici. Așa. Nu, ăștia nu. Bun, Hog Rider, mersi. Bă, am strâns deja 50 de Hog Rider. Da, bine, până îi fac eu de 13. Bă, băieți, vă vine să credeți că eu n-am nici măcar o carte de 13. Și nu din cauza că n-aș ști să joc, din cauza că pur și simplu n-am primit. Adică n-am jucat atât de mult, să zic, ca să primesc o carte din asta așa de mare. Asta este tot de epice, da? Nu-mi place. Adică îmi place Poisonul, dar n-aș vrea să fac... Bă, o să las Dark Prince-ul, mă, pentru că poate le evoluez. Și îmi place, îmi place, chiar îmi place mult de tot Dark Prince-ul. Dă mult damage. Încă o legendară, la 5-a legendară, sunteți nebun la cap? Ghost-ul. Bă, îmi place Royal Ghost-ul. E unlocked. Nu aveam, dar sincer nu-mi trebuie. Magic Arsor-ul. Lumberjack-ul. Inferno... Bă, deci am primit la Inferno Dragon de... Vreau să păstrez ăsta, dar... Nu... Eu tot pe Mega Knight sunt croit, sincer. Knight Witch-ul. E bun și Knight Witch-ul. Deci am primit o grămadă, băieți. Cât avem? 5? Trebuie să mă mai uit o dată. Deci chiar nu știu câte avem, sincer. Și... Nu mă așteptam să-mi pice, de-aia n-am ținut, de-aia n-am ținut calculul, știi? Ia să vedem aici ce ne pică. Wizard, îl păstrăm. Mai avem niște bănuți aici. Bă, am făcut și bănuți, avem 136.000. Și abia mâine vine turnamentul șmecher. Ăștia nu-mi plac, adică îmi plac porcii, dar nu sunt chiar ce mi-aș dori eu, să fiu sincer. Na. Am primit Goblin Cage-ul. Legendary Token. Și urmează chesturile legendare, băieți, imediat după ăsta. Hai să vedem, dar cred că ne dă doar o singură legendară din ele. Hai să schimb și gigant. Hog Rider, bun. Avem două chesturi legendare, băieți, dar din păcate avem câte o carte în fiecare. Și aceasta este logul pe care vreau să-l schimbăm. Ai Suiziu, e ok, îmi place de el, dar nu, vreau Mega Knight. Nici Sparky-ul nu-mi place. Să rămân pe graveyard, na. Da, deci nu vrea să-mi dea Mega Knight de nicio culoare. Încă una, te rog, fii Mega Knight din prima ca să nu mai trebuiască să-ți dau 15 milioane de spinuri. În rup Fisherman-ul, yay. Nu, mersi, nu. Ice With You, nu, deși îmi place mult și Ice With You, adică l-aveam într-un mai multe pachete. Mega Knight, super, Skip Strikes. Costă 40.000 o legendară, băieți. Bă, și cam astea au fost chesturile, bă. 13 minute și un pic. Chiar hai că ne-am mișcat super repede. Ia să cerem aici în clan niște Weezy, pentru că Hog Rider avem destui. Să dăm la băieți aici din ăștia. Ia să vedem. Pe aici sunt de trade-uri nu fac momentan. Aici am luat tot, am luat tot. Bă, am cam luat tot, să fiu sincer. Ai momentul cel mare să evoluăm Hog Rider-ul de level 12. Avem mai multă viață, dar mai multe de toate. Deci să sunt curios, următorul nivel. Următorul nivel o să fie Baros, încă 35 de meci. O să coste 100.000 să o evoluezi și să o faci de level 12. Deci, gândiți-vă că e cea mai mare carte o am de level 12, ceea ce nu este foarte mult dacă stai să te gândești. O să trebuiască 1000 de cărți. Dacă 800 l-am strâns atât de greu, nu știu când o să reușesc să strâng cele 1000 de cărți.
Băi, mă știu, voiam să vă arăt eu vouă ceva, dar nu mai știu ce. Urmează turnamentul ăsta imediat. O să fie un turnament mișto, la care vreau să particip pentru că să facem rost de ceva bănuți. E bine că am mai făcut și rost de ceva bănuți. Trebuia să fac videoclipul ăsta pentru că, uite, vedeți, avem aici multe cărți pe care vreau să le cumpăr și nu mai aveam bănuți de ele. Bă, n-ai Twitch-ul ăsta, sincer, l-aș cumpăra pentru că îmi place mult, dar mie că rămân fără bănuți dacă îl cumpăr. Și e o legendară nouă până la urmă. Nici nu știu. Haideți să păstrez mai bine, poate îmi vine altă legendară pe shop pe care și vreau, de exemplu, Mega Knight-ul și e mult mai bine să îl cumpăr. Da, băieți, cam atât cred că o să fie cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă v-a plăcut, dacă mai vreți să vedeți așa din când în când. Am luat în total, cred că 7 legendare. Nu sunt sigur, o să trebuiască eu să le număr după aceea pe episod pentru că nu mai știu. Din start a fost 4 legendare, doar din 2 chesturi de la final. Din chestul ăsta de aici și din chestul pe care l-am avut eu. Cred că am avut vreo 7 legendare, dacă nu mă înșel. 7 legendare într-un singur episod din 50 ceva de chesturi. Bine, am avut și chesturi jumechele, unele dintre ele, dar da. Cam atât cu acest episod, nu uitați de butonul de like, nu uitați de mărciuri. Eu sunt Dan, directoratul, și ne vedem data viitoare. Pa, pa!